Următorul concurent subliniază o vorbă veche din bătrân. Talentul apă nu se face. Doamnelor și domnilor, Pavel Bartoș. I've been running around, always looking down, I don't see. Am început să cânt la vârsta de 14 ani, muzică populară. Asta a fost prima mea dragoste, ca să spun așa, în muzică. Și am cântat până pe la vârsta de 17 ani, muzică populară, după care m-am hotărât să schimb genul, nu neapărat total. Atunci când am început să cânt, părinții mei nu au avut o părere foarte bună. Tata mai era cum mai era, dar mama a zis nu, din start. Eu vreau să dau la liceul de muzică. Și ei au zis că nu trebuie să fac ceva, să fac o meserie, nu muzică, pentru că asta nu-i de viitor. You know that I can use somebody. La preselecții m-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost un moment de-a dreptul emoționant și extraordinar, un moment unic. Tocmai de aceea am avut și emoții la un moment dat. I-am dat o șansă mare. Acum să vedem cum va răspunde. Astăzi seară sper să dau tot ce mai bun din mine și să reușesc să impresionez publicul și juriul. Juriul mi-a oferit foarte multă încredere și tocmai de aceea nu vreau să îi dezamăgesc. Să dea Dumnezeu ca mai departe să fie bine, ca publicul să mă aprecieze și vreau în același timp ca și părinții mei să fie mândri de faptul că au crescut pe cineva care e talentat. Doamnelor și domnilor, Marian Vasilescu! Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath. I just wanna hold you. I am in too deep. Have I lost my mind? But I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Petrecem împreună, hai, bună seara. Am venit cu voie bună, hai, bună seara. Să petrecem împreună, hai, bună seara. Seara asta-i seara mare, hai, bună seara. Eu petrece fiecare, hai, da, bună seara. Hai, bună seara. Electrizant, Marian Vasilescu. Vino mai aproape.
Mamă, toate fetele sunt în picioare, n-ai văzut așa ceva? Nu știu dacă voi auziți, dar în public se strigă pur și simplu Marian. E o variantă îmbunătățită a lui Enrique Iglesias. Da. Deci, Marian, tu ai demonstrat, ba că ești Latino lover, ba că ești flăcăiaș de sat, până la urmă, cum te simți cel mai bine? Adică, în largul tău. Mă simt foarte bine în ambele... La microfon. Nu, e foarte bine. Mă simt foarte bine în ambele ipostaze, așa cum și doamna Andra se simte foarte bine în ambele ipostaze. Pentru că vorba aia, în seara asta ai fost iglesiastic. Andra, te rog frumos! Cătălin nu e aici, spune ce vrei tu repede, Andra, hai, spune! Vreau să vă zic, ar vrea Iglesias să cânte așa muzică populară, nu l-am auzit încă pe Iglesias. Foarte, foarte frumos, știam că ai un timbru special, vreau să spun că ai evoluat foarte mult de la preselecție. Știi și tu că la preselecție ți-a fugit vocea, a fost, dar te-am încurajat, am zis că am avut încredere în talentul tău și eu spun că am făcut bine, că am avut încredere în tine și în talentul tău. Iată că astăzi ne-ai dovedit că se poate mai bine, ai muncit foarte mult, ai ales o melodie foarte frumoasă și mai mult decât atât, ai fost inventiv și ai venit cu ceva mai mult. Și muzică populară, care culmea, nu se cântă foarte ușor muzica populară. Felicitări! Are față de... Da, muzică populară, uite ce! Cum te uiți la Andra, deci ce debit a avut Andra! Bine, Cătălin nu era pe aici, așa și că... Se trage de la colegii mei aici, și de la soțul colegi... care vorbește așa repede la happy hour de general. Apropo! Andy. Băi, Marian, tu ai ceva al tău pus deoparte. Nu-mi dau seama exact ce momentul ăsta, dar ai ceva, ceva pus deoparte. Ceva de genul, ia de aici. Nu, are. M-am uitat și siguranța cu care a atacat cântecul la început. Nu mai zic de felul în care, eu spun de senzația pe care mi-ai creat-o mie. Felul în care cucerești domnișoarele din public. Deci, aproape că îl concurezi pe Mihai Petre, care știi că... Are centură neagră. Unul este Mihai Petre și unul este Maria Vasilescu. Cu toții suntem unul, nu? Că nu avem decât Gemini Păunescu, mai erau doi. În restul suntem câte unul. Mai sunt și Gemini, Smiley și Pavel Basu. Eu, da, mă rog, eu o să spun direct, așa cum o fac întotdeauna, o să spun că mă tem pentru tine. Wow! Și o să spun de ce mă tem pentru tine, fiindcă e adevărat, ești talentat, cânți foarte bine, dar mă tem pentru că mai sunt concurenți cu voci speciale. Tu ești una dintre ele, însă publicul va decide. Însă eu știu exact ce al tău și ce pus deoparte. Este carisma ta și felul în care arăți. Ăsta e punctul forte care, pe lângă voce, te poate duce departe. Însă competiția e foarte mare, avem voci cu totul și cu totul speciale. Sper să ai noroc, pentru că îți trebuie foarte mult noroc. Eu vreau să te felicit, chiar mă gândeam în timpul momentului tău când vor apărea fetele, au apărut la un moment dat. Nu m-am înșelat. Bine, am mai vrut să apară și din public, dar le-am ținut deoparte. Calmați-vă. Și ți-am zis, sper ca publicul să fie alături de tine, pentru că ești foarte carismatic și ai o voce bună. Felicitări. Marian. Andy? Vrei să-ți mai spună Andra ceva încă o dată? Nu. Am glumit. Vrei să te mai privească Andra încă o dată? Aș putea să spun eu ceva. Poate mergi în etapa următoare, nu știu. Poate, pentru că vocea, apropo de voce, vocea publicului de acasă contează. Trimiteți mesajul Marian la 1276 sau telefonați la numărul de pe ecran. Numai astfel Marian Vasilescu își poate continua cursa către marele premiu de 120.000 de euro și finala din 25 aprilie. Dragi Drobeta, turnul severineni, și ca să fiți mai mulți dragi bănățeni, dați cu voturi multe, că e cazul. Până atunci, nu ne rămâne decât să-i oferim suportul prin aplauzele noastre. Marian Vasilescu!